Și m-au sunat, mi-au zis, doamnă, suntem bolnavi și eu și soțul, am fost operați și ne trezim noaptea și ne luăm medicamentele la lumina lumânării. Numai devreme de luna noiembrie, anul trecut, m-a sunat iarăși o doamnă din, tot din Moldova, din Suceava sau Neamț, care mi-a spus că sunt vreo două, trei familii care au fost deconectate din cauza că nu și-au mai putut permite plata facturilor și la fel, au copil de 14 ani care învață la lumina lanternei, au bebeluși și așa mai departe. Asupra acestui detaliu aș vrea să insistăm puțin. Au fost deconectați, deci aveau energie electrică. Sărăcia energetică nu înseamnă neapărat să nu fie deloc conectat. Pe de o parte, zonele care nu sunt conectate deloc la rețeaua de energie electrică. Pe de altă parte, când vorbim de sărăcie energetică, sunt familiile care, deși sunt conectate la rețeaua electrică, nu își pot permite să folosească și să plătească acest curent electric. Exact.